Echipa antrenată de Daniel Bălan va sta în prima etapă a campionatului, după care, în următoarele trei runde, va avea parte de un program infernal. Pe data de 2 septembrie, rătăuțenii vor juca la Bacău contra Aerostarului, echipa antrenată de Cristi Popovici și care și-a anunțat candidatura la promovarea în Liga a doua. Primul meci al Bucovinei în fața propriilor suporteri va avea loc pe 9 septembrie contra echipei clasate pe locul secund în sezonul trecut, FC Hărman, după care albaștrii se vor deplasa pe terenul oțelului Galați. Avem parte de un program greu în primele etape de campionat, dar dacă băieții sunt în vână, putem bate pe oricine. Mai devreme sau mai târziu trebuie să jucăm cu Aerostar, Hărman și Oțelul. Obiectivul nostru pentru viitorul sezon este o clasare între primele 5 locuri ale clasamentului, iar pentru acest lucru trebuie să adunăm cât mai multe puncte, încă de la primele meciuri, a declarat antrenorul Daniel Bălan. Bucovina Rădăuți mai are programat un singur meci de verificare până la startul Ligii a treia, duminică, în deplasare cu moldovenii de la FCM Ungheni.